Obișnuim ca în fiecare vineri seara să mai cântăm spre lauda lui Dumnezeu și am vrea și în seara aceasta să intonăm împreună melodia Ce plăcute și frumos strâns uniți toți în Hristos, 566. Bine ați venit la închinare și în seara aceasta. Mă bucur să fim împreună și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate darurile care ne oferă cu mână largă tuturor. Acum 30 de ani, în seara de vineri, s-a dăduse acel decret de stare de necesitate. Și noi am început să dăm telefoane la biserică. Frate pastor, ne mai adunăm, mai venim la biserică pentru că
Decretul suna că nu trebuie să anunți, să se mai unească mai mult de 5-6 persoane împreună. Fratele pastor a spus, veniți fraților, că atunci, acum este momentul să ne rugăm mai mult ca oricând. Pentru că la orizont, evenimentele spun cu glas tare că Domnul vine curând. Vreau să vă mărturisesc că starea aceea care am simțit-o atunci, o stare de libertate, pace și liniște, nu trecea prin minte niciodată, n-am gândit că așa de repede acest glob comunist, acest sistem, să cadă așa de repede. Un sistem clădit cu migală de 40 și ceva de ani să cadă în câteva zile, mi se făcea părul măciuc în același timp și mă gândeam, Doamne, cum e posibil, cum se poate? Dar iată că așa au fost lucrurile. Săptămâna aceasta s-a tot vorbit, s-a tot comemorat, s-a tot comentat cum de-a căzut comunismul, cum de s-a făcut revoluția. Au fost chemați oameni care au participat în mod direct la revoluții, personalități marcante. Fiind acasă, fiind liber, am avut ocazia să-i ascult pe toți și să trag niște concluzii. Citeam în cărțile inspirate că în analele istoriei omului, dezvoltarea națiunilor, creșterea și prăbușirea lor, apariția și dispariția imperiilor, apar ca dependente de voința și bravura omului. Modelarea evenimentelor pare a fi într-o mare măsură determinată de puterea, ambiția și capriciile omului. Așa să fie? Și inspirația spune că în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfintele Scripturi, perdeaua este dată deoparte și ne arată că toate acțiunile, toate conflictele de interese, puterea și pasiunile omenești nu sunt scăpate de sub controlul lui Dumnezeu. Toate sunt sub privirile celui preanalt. Dar uneltele celui preanalt lucrează în tăcere și cu răbdare și duc la îndeplinirea planurilor sale după voia sa. E greu de crezut că anumite imperii, anumite popoare, anumite națiuni, anumite guverne au venit și au dispărut datorită voinței lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu afirmă că așa stau lucrurile. A înțelege aceste lucruri și a înțelege că dreptatea înalță pe un popor și că prin dreptate și bunătate se întărește sau cade un scaun de domnie, înseamnă să înțelegi adevărata filozofia istoriei. Dar acest lucru este expus doar în cuvântul lui Dumnezeu. Doar în cuvântul Sfintelor Scripturi putem avea această percepție că tăria națiunilor, ca și a indivizilor, nu se găsește în ocaziile sau în instrumentele care par să-i facă imbatabili. Nu se găsește în măreția cu care se fălesc, ci tăria națiunilor, puterea lor, puterea popoarelor și a indivizilor se măsoară după fidelitatea cu care împlinesc sau nu scopul lui Dumnezeu. Extraordinar! Deci căderea lor și ridicarea lor se măsoară după fidelitatea cu care împlinesc scopul lui Dumnezeu.
Frați iubiți, stimați surori, să știți că atât popoarele cât și indivizii sunt ridicați și coborâți în măsura în care ei împlinesc sau nu planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Rămân uimit cum în Sfintele Scripturi Dumnezeu a anunțat cu mult timp înainte anumite persoane și le-a anunțat pe nume, pe nume, că ele se vor ridica și vor face anumite lucrări. Haideți să amintesc întreagăt cazul lui Cirus, împăratul Cirus. În cartea profetului Isaia, în capitolul 44, începând cu versetul 28, cuvântul Domnului spune așa: Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cirus, pe care îl țin de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume. Din dragoste pentru robul meu Iacov, pentru Israelul alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bună voință înainte ca tu să mă cunoști. Nici nu se născuse Cirus când Dumnezeu a spus profetului Isaia să scrie aceste cuvinte despre Cirus. Iar când Cirus a venit înaintea Babilonului și a văzut fortificațiile extraordinare, a spus, numai Dumnezeu îmi poate da cetatea aceasta în mână. Și Dumnezeu l-a inspirat cu acel plan de a cuceri Babilonul, ca după aceea, imediat, în Ezra, capitolul 1, Cirus declară, capitolul 1 din Ezra, cu versetul 2, așa vorbește Cirus, împăratul perșilor: Domnul, Dumnezeul cerului, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Extraordinar! Acest bărbat a recunoscut că Dumnezeu i-a fost ajutorul, că Dumnezeu i-a dat în mână Babilonul. Și a ascultat de glasul lui Dumnezeu să dea acel decret de repatriere a evreilor în Țara Sfântă, despre care noi învățăm la școala de sabat. Frați iubiți, în cartea Proverbele, capitolul 14, cu versetul 34, cuvântul spune așa, citez: Proverbe 14:34. Neprihănirea sau dreptatea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Capitolul 16 cu 12. Căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Și în capitolul 20:28, cuvântul spune așa: bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat
și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Ca să ilustrez că Dumnezeu ridică și coboară pe oameni și pe împărați și împărății, ca o ilustrare a acestui mare adevăr, că Dumnezeu este Cel care înalță și coboară, este cazul lui Nabucodonosor. În Daniel, capitolul 4, versetele 11 și 12, citiți pentru dumneavoastră acasă, pentru că timpul nostru este limitat, Dumnezeu îi face cunoscut lui Nabucodonosor o viziune. În această viziune este prezentat un copac mare. Vă aduceți aminte, da? Un copac mare, a cărui vârf se vedea de la marginea pământului și care cuprindea întreg pământul. Și cuvântul spune că avea roade multe, frunza lui era frumoasă, în el se găsea hrană pentru toți, fiarele câmpului se adăposteau la umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. Cine era copacul? Cine era copacul? Împăratul și împărăția lui. Vedeți, această reprezentare arăta caracterul unei adevărate guvernări care împlinea scopul planului Dumnezeu, o guvernare care protejează, o guvernare care hrănește, care susține, care ajută viața și pe locuitorii și pe cetățenii ei. Acesta era planul lui Dumnezeu. Dacă citim în Scriptură, vom vedea că Dumnezeu l-a ridicat pe Nabucodonosor și i-a dat cu adevărat împărățiile pământului. Și cei care nu se supuneau cu toată armura lor, cu toată pregătirea lor, erau înfrânți, pentru că planul lui era ca acest conducător să conducă. Ce interesant! Dumnezeu a înălțat Babilonul pentru ca acesta să poată împlini scopul său. Prosperitatea a însoțit națiunea până când aceasta a ajuns la un nivel de bogăție și putere care nu a mai fost niciodată egalat de atunci. Pe drept, i-a spus profetul lui Dumnezeu, tu ești capul de aur. Împărăția Babilonului ajunsese la această înălțime, la această statură. Și voia lui Dumnezeu era ca toți supușii Babilonului să fie tratați omenești, liberi, protejați, ocrotiți, hrăniți. Întrebare. Și-a împlinit Babilonul planul lui Dumnezeu cu supușii? Sau a fost o împărăție opresoare? Împăratul a fost un împărat blând, un împărat bun? Sau a fost un om orgolios, un om crud, un opresor? Cum a fost? Vedeți, împăratul acesta nu a recunoscut puterea care îl înălțase. N-a recunoscut că Dumnezeu a fost Cel care a dat împărățiile lumii. Și foarte interesant, în capitolul 4 cu 30 din cartea profetului Daniel, în timp ce se afla pe acoperișul palatului său, a început să spună, nu este acesta Babilonul ridicat de mine cu ajutorul bogăției mele spre slava împărăției mele? Și spune cuvântul, chiar în momentul acela, o voce din ceruri. Ce a zis? Chiar în momentul acela, cuvântul spune, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția și că vei paște cu animalele și vei mânca iarbă ca boii până vei cunoaște
că cel prea înalt stăpânește și el dă împărăția fiilor oamenilor, cui îi place. Și după trecerea celor 7 ani, când Nabucodonosor și-a pierdut mintea, a făcut o declarație memorabilă. Eu, împăratul Nabucodonosor, recunosc pe cel prea înalt, că el înalță și el coboară, el ridică și el distruge. Și el dă părăția cui vrea. Vedeți, când stăteam și mă gândeam, zic, de ce o fi căzut comunismul? Pentru că toți spuneau că doreau binele oamenilor. Totul a fost bine până când oamenii au fost înfometați, până când libertatea li s-a luat și până când domnea în țară teroarea. Vedeți, atunci Dumnezeu a îngăduit ca acest sistem să cadă rapid, așa cum a căzut și Babilonul. Pentru că Babilonul n-a vrut să recunoască că Dumnezeu are un scop, are un plan cu el, de aceea Dumnezeu a îngăduit să fie cucerit de Medoperși, da? Capitala s-a mutat din Babilon, iar Babilonul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia capitolul 13, și aș vrea să citesc, spune cuvântul așa de frumos: falnica mândrie a haldeilor nu va mai fi zidit niciodată, va ajunge o ruină. Isaia capitolul 13, cu 19, și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a caldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Domnul. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo. Bufnițele îi vor umplea casele, struții vor locui acolo și stafile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești, pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu îi se vor lungi. Frați și surori, ce învățăm de aici? Fiecare națiune care a intrat pe scena istoriei i s-a permis să-și ocupe locul pe pământ ca să poată vedea dacă va împlini scopul urmărit de străjerul divin. Fiecare a avut o perioadă sa de probă și aproape fiecare au eșuat. Gloria i s-a stins, puterea i-a săcătuit, locul i-a fost luat de o altă împărăție. Exact cum spun latinii, sic transit gloria mundi, așa trece gloria lumii. Apoi dacă a trecut un Nabucodonosor, dacă a trecut împărații mezilor, dacă a trecut un Alexandru cel Mare, dacă a trecut Imperiul Roman, așa au trecut toți cei care s-au împotrivit planului lui Dumnezeu. În timp ce națiunile resping principiile lui Dumnezeu și prin această respingere aduce asupra lor propria ruină, pentru că n-a ascultat de intențiile divine, noi avem învățat ceva aici. Istoria națiunilor ne vorbește. Națiuni care au ocupat una după alta spațiul și timpul ce le-au fost acordate și care au dat în mod inconștient mărturii despre adevărul a cărui semnificație nici ele nu le cunoșteau. Dumnezeu a oferit un loc în marele său plan fiecărei națiuni. Și ce m-a impresionat? Și fiecărui ins, fiecărei persoane din zilele de acum. Frați și surori, stimați prieteni, stimați musafiri, nu suntem la voia întâmplării aici. N-am apărut
datorită hazardului. Fiecare din noi, ca persoană, ca individ, am fost chemați la existență pentru un plan anume. Vă rugați lui Dumnezeu să cunoașteți planul lui Dumnezeu cu dumneavoastră? Ca să vă puteți ralia planului lui Dumnezeu, nu să lucrați împotriva voiei sale. Pentru că toți cei care s-au ridicat împotriva planului lui Dumnezeu au fost spulberați. Au trecut. Ca iarba, spune cuvântul. Ca floarea ierbii. Corectitudinea oamenilor și a națiunilor de astăzi este măsurată cu firul cu plumba lui Dumnezeu în mâna celui care nu greșește. Toți își hotărăsc soarta, destinul propriu, datorită proprii noastre alegeri. Iar Dumnezeu domnește peste toți pentru împlinirea scopurilor sale. Dumnezeu ne-a dat libertate, liberul arbitru, să hotărâm, să-L recunoaștem pe El ca stăpân și domn sau să ne împotrivim. Dar istoria sacră arată că toți cei care s-au împotrivit lui Dumnezeu au pierit. Aș vrea numai să amintesc întreagăt cazul lui Faraon. Câte dovezi i-a oferit Dumnezeu acestui împărat, acestui monarh, acestei națiuni, dacă vreți, că superioritatea lui este deasupra zeilor Egiptului. Toți zeii Egiptului au fost loviți pentru ca el să-L recunoască pe cel atotputernic. L-a recunoscut? Nu. Care a fost soarta? A pierit, înnecat de apele mării. Și toți cei care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, nerecunoscându-i autoritatea, nerecunoscându-i bunătatea, îndurarea, purtarea de grijă, au avut cam aceeași soartă. Cam aceeași soartă. Despre nimicirea finală a tuturor stăpânirilor pământești este profetizat cu claritate în cuvântul adevărului. Și în profeția care a fost rostită când a fost pronunțată sentința de la Dumnezeu asupra ultimului împărat al lui Israel, este dată o solie. Aș vrea să o citim cu multă atenție în cartea profetului Ezechiel, capitolul 21, versetele 26 și 27. Ezechiel. Să luăm și versetul 26. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. La o parte cu mitra, jos cu una împărătească, nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Voi da jos coruna, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la ea, adică la cunună și la sceptru, și în mâna căruia o voi încredința. Cine este acela? Arată profetul Daniel în capitolul 2. Piatra aceea care s-a dezlipit dintr-un munte fără ajutorul vreunei mâini omenești și care a lovit chipul cel mare, care s-a răsturnat și s-a făcut praf, iar piatra s-a făcut un munte mare. Și explica profetul Daniel lui Nabucodonosor. Piatra aceea este împărăția lui Dumnezeu care se va restabili și care va dura veșnic. Nu va mai trece în mâna nimănui. Pentru că împărăția aceasta se bazează pe dreptate, pe judecată, pe bunătate, pe milă și pe iubire.
Da, frații mei, atunci împărăția lui Dumnezeu nu va mai trece în mâna nimănui. Din înălțarea și prăbușirea națiunilor, așa cum este descoperit în mod lămurit în paginile Sfintelor Scripturi, avem nevoie să învățăm ceva, și anume, cât de lipsită de valoare este doar slava exterioară și cea lumească. Cât de lipsită de valoare. S-au dat secvenții săptămâna aceasta de cuplu dictatorial, cum au fost executați și întrebau pe cei care au participat în mod direct la execuția lor, cum îi priveau pe dictatori. Și spuneau, erau niște oameni speriați, palizi, și nu le venea să creadă că au ajuns în postura de oameni care trebuia să fie judecați. Au fost uciși și cadavrele lor a stat o noapte întreagă, nu știind unde, într-un hambar. Ei care își programase moartea în modul cel mai onorabil au fost înveliți în niște foi de cort până când au fost căutați și au găsit și puși în niște coșciuge de pal și mormântați asupra cărora s-a turnat și beton ca să nu mai fi scos de acolo. Babilonul cu toată puterea lui s-a dus, Grecia cu toată puterea ei s-a dus, Roma s-a desmembrat, s-a descompus, a pierit. Învățarea acestor mari adevăruri este necesară atât nouă celor în vârstă, cât și vouă tinerilor. Avem nevoie să studiem împlinirea scopului lui Dumnezeu în istoria națiunilor și a indivizilor și în descoperirea privitoare la lucrurile care ne privesc, pentru a putea învăța care este adevăratul cel al vieții. Pentru ca privind lucrurile vremelnice în lumina veșniciei, să le putem găsi utilizarea cea mai nobilă și cea mai cu adevărat potrivită. Astfel învățăm aici că principiile împărăției lui Dumnezeu, devenind pentru supușii lui lege, se pot pregăti pentru împărăție numai dacă adoptă în viața lor aceste principii ale împărăției. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Vrem să mergem în ceruri? Frați tineri, tinerii, vreți să mergeți în ceruri? Vreți? Cu siguranță. Și noi toți. De asta am venit la biserică. Atunci, dacă vrem să mergem în ceruri, trebuie să ne luptăm să introducem cerul în inima noastră acum. Toate principiile legate de cer trebuie introduse în viața noastră. Fiecare dintre cei ce vor intra pe porțile cetății sfinte trebuie să fi fost mai întâi transformat și curățit aici pe pământ prin puterea adevărului, iar corunea slavei nemuritoare va împodobi fruntea celui biruitor. Învățăm că această lume în care trăim este o școală de instruire. Voi, tinerii, învățați multe școli, la multe școli. Dar să știți că cei care au absolvit școlile pe care voi le faceți au înțeles că viața are un singur sens. Știți care e? Aceea de a se pregăti pentru viața viitoare. Pentru că nu aici este casa noastră. Casa noastră este sus. Obiectivul acestei vieți ar trebui să fie acela de a fi demn de glorioasele locașuri pe care Domnul Iisus s-a dus să le pregătească pentru mine și pentru tine. Să nu uitați
Pregătirea e personală. Pregătirea este personală. Dumnezeu nu va mântui pe oameni în colectiv. Nu va mântui pe oameni în grupuri. Ci Dumnezeu va mântui indivizi care și-au format caractere demne pentru împărăția lui Dumnezeu. Cum să se facă această pregătire? Care sunt punctele esențiale ale împărăției lui Dumnezeu? Mai întâi, supunere față de Cel care este atot știutor, atot iubitor, atot puternic, atot înțelept, atot iubitor. Și aceasta a demonstrat-o prin faptul că și-a dăruit viața pentru noi în persoana Domnului Hristos. Așa e? Ne putem supune unui astfel de Dumnezeu plin de iubire, plin de bunătate, atot înțelept, atot puternic și să-i supunem Lui poftele noastre și pasiunile noastre, să-i supunem voinței sale. 2. Spune profetul Mica, în capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta ceri Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul care te-a creat. Să umbli smerit cu Creatorul tău. Să-mi fie iertat, frați și surori, și vă rog să mă iertați dacă greșesc. Dar uneori ne-a intrat în cap prietenia cu Dumnezeu și gândind că e așa de bun, e așa de milos, e așa de iubitor, nu mai avem respect față de Creatorul nostru. Nu mai avem respect și ne purtăm cu Dumnezeul nostru și vorbim cu Dumnezeul nostru și ca și când a fi egal cu noi. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Scriptura spune în Isaia, capitolul 45, vai de cel care se ceartă cu făcătorul său. Un ciob între oale, un lut, o bucată de lut. Nu poate să facă Dumnezeu cu lutul ce vrea? Respect față de Creatorul nostru. Să iubim dreptatea și mila. 3. Să cultivăm iubirea, simpatia, adevărata curtoazie unii față de alții, pentru că toți suntem creaturile lui Dumnezeu. Niciun om nu este neînsemnat. Să nu uităm că textul de aur al Scripturii spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Vasilii, pe Costică, așa spune, lumea și fiecare ins este un posibil candidat la împărăția lui Dumnezeu. Fiecare poate să devină un candidat al împărăției lui Dumnezeu. Așa că respect față de creatura lui Dumnezeu. Dacă vom privi la Golgota și zilele acestea, oamenii au privit la nașterea Domnului Iisus Hristos, la întruparea Lui și au adus aminte, dacă și-o fi adus aminte, dacă n-au pus în loc să asculte, îmi spunea nepoata, uite tataie, zice, ei spun că sărbătoresc nașterea Domnului și nici măcar nu pun niște colinde să le audă, pun manele, mănâncă și beau și pun manele. Dacă și-ar aduce aminte de umilința Domnului Hristos care s-a întrupat și a luat chipul nostru ca să ne poată salva pe noi, atunci vom avea și noi plăcerea de a sluji altora ca Domnul și Mântuitorul nostru cu care vrem să ne întâlnim când va veni pe norul cerului. Așa e? Vrem să ne întâlnim cu El. Un spirit generos ca Domnul Iisus se va da pe față și în viața noastră, prin bunătate și considerații față de seminii noștri. Acesta e principiul cerului.
Cerul este un cer al jertfirii de sine, nu al iubirii egoiste. Toată creațiunea lui Dumnezeu este făcută ca să slujească creaturilor. Florile cu mirosul lor, pomii cu fructele lor. Numai inima omului este egoistă. Și Domnul zice, vrei să ajungi în cer, trebuie să înveți să fii altruist. Și un ultim gând cu care vreau să mă apropii de încheiere. Domnul Hristos dorește să vadă asemănarea cu sine în fiecare suflet convertit și reînnoit. Dumnezeu dorește după copiii săi de pe pământ cu o dorință mai tare decât moartea. Noi spunem că așteptăm venirea Domnului Iisus, dar Domnul ne așteaptă mai de mult pe noi. Dar vrea să vadă mai întâi asemănarea noastră cu El. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de oameni convertiți, devotați, care depind întotdeauna de Domnul lor atotputernic, smeriți, conștienți, că dacă au viața, se datorește Lui, că dacă au avantaje materiale, se datorește Lui, că dacă ai o familie bună, se datorește Lui, că dacă ai copii buni, se datorește Lui. Și dacă ai talente, daruri pe care alții nu le au, se datorește Lui. Prin astfel de oameni care au înțeles dependența totală de Dumnezeu, Dumnezeu își va descoperi puterea Harului Său pentru salvarea omenirii. Da. Ziua aceea, când Domnul va veni, este chiar înaintea noastră. Pentru lecțiile care trebuie să fie învățate, pentru lucrarea care trebuie înfăptuită, pentru caracterul pe care să ne-l desăvârșim, timpul este foarte scurt. Nu e timp ca să ne ocupăm atât de mult de lucrurile din lumea aceasta care vor arde și să ne pierdem timpul cu ele și să ne pregătim pentru curțile cerești la care aspirăm. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu va mai fi nicio zăbavă în împlinirea cuvintelor mele, spune Domnul, și cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini cu precizie matematică. Dacă până aici cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit matematic, și restul se va împlini. Ești gata? Ți-ai înțeles locul? Ți-ai înțeles darul cu care Dumnezeu te-a înzestrat pentru ca să lucrezi în planul Său? Tinerii noștri cântau o melodie, nu uita, niciodată nu uita, că ai un loc și o chemare. Știi care este? L-ai rugat pe Domnul, Doamne, arată-mi care este locul, care este lucrul pe care vrei să-l fac în numele Tău și pentru slava Ta, dacă vreau să rămân cu Tine o veșnicie întreagă. Îmi plac aici câteva gânduri. Că numai acele lucruri care sunt făcute cu Dumnezeu și în puterea Lui vor dura o veșnicie. Celelalte lucruri făcute cu ambiția noastră și cu dorința de a ne înălța pe noi înșine vor rămâne aici.
Eu doresc din toată inima ca acele lucruri care vor dura să fie făcute doar cu Domnul meu și cu Dumnezeul meu. Vreți și dumneavoastră? Pentru că istoria arată că cei care s-au luptat doar pentru ei, pentru aici și acum, au rămas aici. Spunea Alexandru cel Mare, generalilor săi, când mă îngropați, să mă îngropați cu mâinile afară din sicriu. De ce măria ta? Să vadă toată lumea ce am luat din cucerirea lumii. Ce a luat? Mâini goale. Mă gândesc la bărbații care au acceptat planul lui Dumnezeu, au renunțat la favorurile lumii. Ce favoare le-a făcut Dumnezeu? Aș vrea să vă gândiți doar așa succint, sau poate acasă cugetați în inima dumneavoastră. Enoch. Unde este Enoch? Unde este Moise? Spune în capitolul 11 din Evrei, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Unde este Moise astăzi? A fost văzut pe muntele schimbării la față, Moise și Ilie. Este în ceruri. Frați iubiți, să nu gândim că dacă renunțăm la niște lucruri din lumea aceasta care ne pot trage în jos, o să devenim mai săraci. Pentru că Domnul a pregătit străzi de aur pentru noi. O cetate de aur, o cetate cu porți de diamante. A pregătit pentru noi veșnicia. Vreți să fiți cu El? Vreți? Amin. Și eu vreau. Dar pentru asta trebuie să plantez de pe acum principiile împărăției lui Dumnezeu în inima mea. Vă doresc din suflet să aveți în inima dumneavoastră dorul de a fi ca Domnul și Mântuitorul. Și când va veni El, vom spune, așa cum spune profetul Isaia în capitolul 25, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea. Să ne bucurăm și să ne veselim o veșnicie întreagă. Amin? Amin. Domnul să ne întărească și să ne binecuvânteze. Niciodată nu uita că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita că viața ta e o minune, un dar ceresc. Ai fost dorit de Tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său.
vezi nu uita, niciodată nu uita, că nimeni nu-i la fel ca tine, nici când zâmbești. Vezi nu uita, niciodată, dar nu uita, că ai un rost și o chemare, așa cum ești. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești un fiu de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că ești un fir de păpădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita, că prețul tău e în jertfa crucii, ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Iubiții mei, în numele scumpului și iubitului nostru Mântuitor Iisus Hristos, încheiem serviciul divin cu imnul creștin 252. De mână dumă, Tată! Thank you.
Să ne rugăm împreună. Tată bun și sfânt din ceruri, venim la picioarele tale să-ți mulțumim pentru harul tău, să-ți mulțumim pentru cuvântul tău și pentru tot ceea ce tu ne-ai învățat în seara aceasta. Te rugăm să sădești în noi principiile tale, ca în momentul când tu vei veni să putem trăi în confruntate cu cuvântul tău, cu principiile tale, să ditem sufletele noastre și să ne putem asemăna cu tine spre slava ta și spre onoarea numelui tău. Amin. Te rugăm să ne speli, să ne curățești de toate nedesăvârșirile noastre și să ne călăuzești cât mai este timp de har să împlinim voia ta și să trăim o viață curată, sfântă, spre slava și onoarea ta. Amin. Îți mulțumim că ne asculți, rămâi cu pacea ta pe mai departe în acest sabat. Și binecuvântarea ta să ne însoțească prin Domnul Hristos. Amin. Amin.